Bine v-am găsit cu știri pozitive la Moldova 1. În ediția de astăzi vom cunoaște ca de obicei oameni și evenimente pozitive. Vom merge în vizită la Antonina Rusu, meșterul popular care confecționa și purta ea atunci când încă ea nu era la modă, după cum spune ea. Vom cunoaște câțiva tineri care au făcut voluntariat la grădiniță. Vom merge la Chișinău la lansarea cărții Limba română între paranteze scrise de Eugenia Bojoga. Antonina Rusu a confecționat prima ie când era încă studentă. Nu era la modă pe atunci să porți ia, dar am îmbrăcat-o și prietenii au remarcat că este foarte frumoasă, spune ea. Mai multe despre dragostea față de arta populară, despre lucrările Antoninei Rusu și bucuriile ei, aflăm de la ea. La noi acasă se făceau orice fel de meșteșuguri. Se țesa, se broda, se încondeia ouă la Paști. Toate le făceam cu mare dragoste. Însă și bunica mea era o mare meșteriță în satul nostru, fiindcă ea încondeia foarte, foarte multe ouă frumoase tare, picta sobile și țesători foarte frumos ornamentate. Și mama mea, de mică, m-a învățat să brodez, să țes, am țesut cu mama mea. Pe parcursul vieții, cât am fost studentă, cât am lucrat, eu niciodată n-am părăsit această activitate de confecționare a iilor, a altor obiecte din domeniul artei populare. Mama mea ca atare era, eu consider, un mare critic de artă, fiindcă la noi în sat, când se termina de țesut un covor la cineva din vecini, vecina care a țesut lânceri sau covare, le scotea afară, după tradiție, ca să fie văzute de toate vecinile, invita prietenii, rudele, vecinile și le priveau de departe și spuneau: ei, poate și fost altă culoare acolo, iată acolo dacă era o altă culoare. Apoi mama mea venea acasă și îmi spunea mie: ei, mult lucru, dar s-o greșit acolo într-o anumită culoare, nu a trebuit aceea culoare de pus. Acest gust estetic, a esteticii populare, se învață cu timpul, e greu de învățat, nu înțelegi dintr-o dată toate lucrurile, dacă nu ești familiarizat cu toate acestea. Aceste lucrări ale mele sunt unicat și sunt realizate în cheia autenticității Republicii Moldova. Deci, din cercetări pe teren și din cercetările în colaborare cu muzeile de la noi din Republică. Această ieie este foarte complicată, are o broderie destul de greu de realizat. Fiecare punct de cusut e pe 1 mm și are mai multe tehnici. Netet pe fire numărate, punctul lănțșor, punctul tighel, punctul ocol, punctul cruciuliță. Iată, foarte multe tehnici de cusut pentru a realiza aceste ornamente. Broderia este foarte bogat amplasat pe mânici. Are altiță la umăr. Deci partea superioară a mânicii, care este îndrept cu umărul, are fâșii orizontale cu motivul pomul vieții, iată, întrerupte cu brâie. De asemenea, altița trebuie să aibă o legătură cu cerul, un scrânciub. Sus ea este deschisă, acest scrânciub este pentru a arăta infinitul, creșterea, unirea pământului cu cerul. În crețul este iarăși un ornament geometrizat,
Motivul central este rombul. Mânecile mai jos sunt terminate cu mânecă foarte bogat ornamentată la margine, prin aceste motive brodate, prin găurieli, găurieli duble și prin dantelă. Aceasta ei are broderie și în spate. Iată, după cum se vede, aceste râuri, motivul zigzag, care amintește motivul de pe încreț. Cheile se păstrează sute de ani și chiar și o ei mai vechi este foarte valoroasă. Aceste lucruri emană foarte multă energie pozitivă, fiindcă în acestea ei fiecare creator popular își lasă sufletul său, adică să își dă o particică din sufletul său. Eram încă student când am confecționat-o, e foarte simplă. Nu era la modă să îmbraci ea. Din pânză de casă și am brodat-o cu roșu, foarte puține elemente și am îmbrăcat-o, am apărut în cercul meu de prieteni și au fost foarte mirați că răzic au menționat că e foarte frumoasă, iar costumul național era purtat doar de artiști și parcă nici nimeni nu aș fi îndrăznit să mă îmbrace o ei. Dar cămășile naționale, costumele naționale la noi în Moldova nu erau autentice, fiindcă s-a distrus această tradiție a confecționării tradiționale. Și iată, în ziua de astăzi, eu sunt foarte bucuroasă, fiindcă avem costume valoroase. Artiștii noștri au costume autentice, au costume foarte drăguțe. Eu cred că are viitor, fiindcă de la ce noi ne-am ridicat, arta populară era la pământ. Era doar în satele noastre, în casele oamenilor de la țară. La oraș toți renunțau la arta populară, iar acum oamenii de la oraș sunt interesați de arta noastră populară și asta bucură. Câțiva tineri au făcut voluntariat la grădiniță. Despre frumoasa lor experiență ne-au povestit ei, educatorii și alți adulți care i-au ajutat. Aici am lucrat ca și voluntar cu copiii, fiindcă ei îmi oferă acea energie care mă face să mă simt bine și care într-adevăr, care numai copiii o pot emana. Copiii spun lucruri pe care în mod normal nici nu te-ai gândit, lucruri simple, banale, însă atât de frumoase, care și numai zâmbetul lor de pe față automat îți redă o bună dispoziție. De asta eu am ales să vin și să lucrez ca și voluntar. În primul rând, fiecare copil este unic, la fel ca și maturii. În al doilea rând, copilul când spune ceva, păi chiar are un punct de vedere, nu spune pur și simplu, fiindcă așa îi trăsnește lui prin cap. El, într-adevăr, când spune ceva, chiar încearcă să cumva să te convingă despre un anumit lucru. Și al treilea lucru,
poate nu m-am învățat, însă poate mă gândesc să aleg în viitor să lucrez cu copiii. De asta a treilea lucru care eu le-am învățat. Fiecare are un caracter diferit și o abordare diferită. Iar, de exemplu, un copil îi place foarte mult să vorbească, trebuie să găsești unde să pierzi această energie. Un copil e mai timid și nu vrea nici să-și joace, nici este greu să vorbească ceilalți și încerci cumva să lege acești doi copii ca să formezi un echilibru între deși. Plus la toate, mi-am făcut mulți prieteni, chiar mai mici, și mă bucur, chiar zâmbesc când aud când întreabă cine e Cătălin pentru tine și îi zic un prieten. Asta e foarte plăcut. Și foarte plăcut chiar să vezi cum, că ei sunt bucuroși de ceea ce faci și ceea ce faci are un efect. Se poate de zis ce e cam perfectat răbdarea, căci câteodată unii copii sunt prea impulsivi și trebuie să le dai și a doua șansă. La început poate să pară ce că sunt copiii pierzi timpul, dar cu timpul îți dai seama că nu e ceva în zadar. Vezi că îți aduci aminte și de copilăria ta, că tu tot ai fost unul ca și dânsii. Și cel de-al treilea lucru, că un zâmbet în plus niciodată nu e în plus. I-am ajutat și i-am susținut mereu în ceea ce au făcut. Plus la asta am cooperat cu ei și în activitățile și de afară, am mers și în excursii și împreună cu ei am trecut peste o vacanță, să spun așa, plină de amintiri și momente frumoase alături de copiii mici. Am învățat că copiii totuși sunt florile vieții și că nu trebuie niciodată să spunem nu voluntariatului, deoarece este ceva foarte extraordinar și frumos și că să ajuți copiii e ceva ce te ajută și pe tine să înveți ceva nou. Să vă zic că este o cercetare destul de interesantă, deoarece educătorul, în principiu, în activitățile pe centre de interes, e foarte greu să lucreze de unul singur. Am analizat că ajutorul de educator nu poate să fie voluntar deoarece are alte obligațiuni. Părinții nu pot deoarece ei aduc copiii, merg la serviciu. Altă modalitate nu am avut decât să încercăm cu elevii din liceu. Privind pe extreme, cel mai greu probabil a fost identificarea instituției. Tema a fost foarte clară pentru că aceasta ne-am dorit, observând de multe ori, cunoscând problemele cu care se confruntă educatorii în realizarea activităților în centre, deși nu este nou pentru educatorii noștri, dar grupul mare de copii uneori în grădinițe ne-a ușurat cumva alegerea temei, dar mai greu a fost să identificăm instituția. N-am știut că la grădinița numărul 220 din Ciorescu sunt așa de buni colegi și sunt atât de pregătite cadrele didactice pentru a se implica în aceste proiecte de cercetare-acțiune. Dar cel mai ușor moment care a fost, cel mai ușor este să prezentăm astăzi rezultatele, pentru că este și satisfacția noastră. Ceea ce ne propunem să facem mai departe este să promovăm în sistem acest model de cercetare-acțiune ca o modalitate, pe de o parte, de creștere și dezvoltare profesională și, pe de altă parte, o modalitate de a soluționa anumite probleme care apar în practica de muncă cotidiană, a soluționa aceste probleme aici și acum. Din punctul nostru de vedere, acesta este un model care trebuie să fie promovat nu numai în educația timpurie, este un model absolut aplicabil și în învățământul general și numai prin efortul comun al cadrelor didactice care sunt practicieni și prin efortul comun coroborat al celor care sunt
în poziție de cercetători sau de cadre didactice la nivel universitar, cred că se pot propune soluții care să fie aplicabile nu doar în aceste câteva instituții care au participat, ci să fie posibil de aplicat în întreg sistemul educațional. Recent, Eugenia Bojoga a lansat la Chișinău volumul Limba română între paranteze. Cu ce emoții revine acasă, ce reprezintă cartea și cui este predestinată, vom afla chiar de la ea. Revin cu emoții, fiindcă de fiecare dată aștept un progres, un progres chiar și la capitolul cultivarea limbii române și promovarea limbii române în societate și, sinceră să fiu, mă doare puțin sufletul când văd că se fac pași mărunți la acest capitol. Cartea, într-adevăr, a fost lansată în data de 12 septembrie la Roma, la Academia de România, unde a fost mai mult decât o lansare, de fapt a fost o dezbatere pornind de la cartea mea. Altfel spus, am prezentat o conferință istoricul limbii noastre, adică de la 1812 până astăzi, și am departajat trei perioade. Și atunci am prezentat tot acest parcurs și după aceea au fost dezbateri, întrucât în sală au fost atât italieni, cât și români și membrii asociației Dacia, adică basarabenii stabiliți la Roma. Și au fost și întrebări, sugestii, a durat peste 3 ore această lansare, dar de fapt, așa cum spuneam, a fost o dezbatere, o discuție pe tema limbii române din Republica Moldova. Cartea este destinată publicului larg de cititori, deoarece în ce constă de fapt demersul meu? Am pornit de la materia pe care o predau la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care se numește sociolingvistică. Ce înseamnă sociolingvistica? Înseamnă funcționarea limbii în societate, statutul limbii, înseamnă politica lingvistică a unui stat vis-a-vis de limba sau limbile care se vorbesc pe teritoriul acestui stat. Și deci, pornind de la instrumentarul teoretic al sociolingvisticii și de la niște concepte fundamentale, cum ar fi statutul limbii în societate, bilingvism, plurilingvism, semilingvism, conștiință lingvistică, conflict lingvistic, diglosie și așa mai departe, am încercat să le explic pe înțelesul tuturor, adică cu instrumentele specialistului m-am adresat cititorului obișnuit, firește cititorului cult, obișnuit care nu are pregătirea lingvistică necesară. Nu întâmplător, foarte multe texte din ele au apărut în revista Contrafort, care este, iată, revista generației obzeciste sau postmoderniste de la Chișinău. Ca de fiecare dată, vă împărtășim speranța că toate istoriile prezentate de noi vă inspiră la fapte bune. Vorbe și fapte, toate bune. Aici se încheie ediția de astăzi, iar noi ne revedem exact peste o săptămână, sâmbătă și în reluare, tot la Moldova 1. Și nu uitați că ne găsiți oricând pe știripozitive.eu, unde ne puteți transmite idei despre oameni, locuri, lucruri și evenimente pozitive. Până atunci, să ne auzim de bine, Moldova!